prețul la energie. Am văzut și evoluția prețurilor într-o perioadă și am decizia ca Partidul Național Liberal și Guvernul să susțină plafonarea prețurilor la energie în România. Va fi o decizie luată în prima ședință de guvern după ce se va rezolva criza. Deci vom susține plafonarea prețurilor la energie la prețurile pe care le vedem în această perioadă acum. De aceea avertizez toate companiile care vor să profite de acest anunț în perioada următoare să nu se chinuie, pentru că vom folosi plafonarea la prețurile actuale. Vă mulțumesc!